moderatorul emisiunii, profesorul universitar Gheorghe Iacob, și-a dat întâlnire la Palatul Culturii din Iași cu istoricii Cătălin Botoșineanu și Gabriel Leanca. O nouă ediție a emisiunii România 100, Iașul în arcul timpului. Stimați telespectatori, bine v-am regăsit la o nouă emisiune dedicată centenarului Marii Uniri. Suntem la Palatul Culturii din Iași, sala Ide Berindei. Tema emisiunii de astăzi, misiunea militară franceză în primul război mondial în România. Misiunea generalului Berplot, cum este cunoscută, invitați domnul lector universitar dr. Gabriel Leanca și domnul dr. Cătălin Botoșineanu de la Arhivele Naționale, domnul lector este la Facultatea de Istorie. O temă interesantă, am prezentat data trecută participarea României la primul război mondial cu profesorul Petre Otu. Este o chestiune oarecum specială această misiune. Care a fost contextul extern în care s-a apelat la această misiune în timpul primului război mondial, care a început în 1914 și a intrat, după cum se știe, în 1916? Așadar, România intră în primul război mondial, în marele război, cum este numit în istoriografie, și să rămânem în termenii momentului, să păstrăm nu specificitatea surselor care este atât de apreciată de istorici. Și observăm la sfârșitul lui august 1916, România se decide, firește, în baza unui tratat semnat cu puterile Antantei, tratat care, pe de-o parte, avea drept parteneri România, pe de-o parte, de cealaltă parte, Franța, Rusia, Anglia și Italia. Și să spunem că era vorba de o garanție colectivă a ceea ce era prevăzut în acel tratat, și anume dobândirea teritoriilor locuite de români din monarhia dualistă, monarhia austro-ungară, să spunem acest lucru. Acest tratat a fost completat de o convenție militară care stipula ajutorul militar pe care România... Bun, acesta ar fi cadrul general, pe care l-am mai prezentat în alte emisiuni. Eu aș vrea să ajungem campania din 1916, am intrat în război, sigur că practic da. Am fost înfrânți în scurt timp pentru că am fost obligați să ne retragem din Transilvania. S-a apelat atunci la sprijinul Franței. Dar exact de acest sprijin al Franței este vorba, pentru că în acea convenție militară, doar un singur cuvânt aș spune, era prezentat nevoia sau, cum să spun, importanța sprijinului militar și din punct de vedere al logisticii, din punct de vedere al chiar și al înzestrării armatei, într-un cuvânt, asistența tehnică. Asistența tehnică era avută în vedere de acea convenție militară. Adică și trebuie avut în vedere un lucru, că Franța era în război de 2 ani. Sigur că da. Franța avea experiența războiului modern în general. Fără doar și nu poate. Uităm 1870, 1871. Noi intrasem în 1916, n-aveam experiența războiului modern și aveam nevoie practic de acest sprijin. Voiați să spuneți ceva? În cadrul ambasadei Franței la București există atașați militari. Sigur. Și atunci această misiune, care pleacă de la premizele asistenței tehnice, este dublată de fapt de un rol diplomatic, un rol militar, dar în același timp și un rol politic. Brătianu, dar și regele Ferdinand au solicitat imperios Franței un ajutor. Dar în același timp este problema Rusiei, care este vecinul nostru, care are câteva divizii în România, și rolul acestei misiuni, chemarea misiunii franceze, încearcă Ferdinand și Brătianu în același timp au încercat să menajeze Rusia, pentru că chemarea lui orgoliul Rusiei, în primul rând. De ce nu am apelat la o misiune militară rusă? O misiune militară rusă, de care trebuie spus, vine România paralel cu misiunea militară franceză. Rușii au simțit această nevoie. Îl chemăm, solicităm această misiune militară franceză la marele stat major francez, iar generalul Joffre se gândește la generalul Henri Matthias Berthelot, pe care îl însărcinează cu această sarcină. Trebuie spus, cuvintele sunt aproape profetice. Îi se trasează o singură misiune, aceea de a face ceea ce vei reuși să faci. Practic, sunt cuvinte care îl pune pe Berthelot într-o dilemă. Ce vei reuși să faci în România, asta va fi misiunea ta. Să nu uităm că armata română era deja dincoace din Carpați. Apropo de momentul intern. Sigur că da. Momentul intern este complicat. Brăteanu, care este entuziast, căruia îi se spune de către general și de către Dumitru Ilescu,
șeful de facto al marelui stat major român și de general care participă că România va fi învingătoare, că vom avea o campanie rapidă în care vom ocupa Transilvania. Bun. Percepția generală în Europa a fost că va fi un război scurt. Și împăratul germanic credea că soldații germani la Crăciun vor fi acasă. Asta a fost venirea misiunii militare franceze. Misiunea militară franceză, chemarea acestei misiuni de către Brătianu și de către lege, este pentru tocmai de a dubla, de fapt, veștile de pe front, de a avea un general francez exersat în război, care să, cumva, să susțină și tehnic și logistic, vom vedea mai târziu, tehnic, de fapt, efortul nostru de război. Brătianu se simte nu neapărat înșelat, dar se simte are nevoie de o a doua părere. De ce România, în decurs de două săptămâni, suferă, de fapt, înfrângeri? Trebuie să ne retragem de pe front. Și această misiune militară franceză cu generalul Bertlot, trebuie spus că o ocolit, de fapt. Trebuie să ne retragem dincoace de Carpați. Dincolo de Carpați. Da. Aș completa cele afirmate prin faptul că Henri Matthias Bertlot nu era un personaj care nu se remarcase. Deja Franța, așa cum ați precizat, era în război de 2 ani. Henri Matthias Bertlot avea și experiența colonială, dar nu acest lucru, aș zice, legat de război. El a participat la bătălia, celebra bătălie de la Verdun, unde a avut o contribuție esențială în apărarea colinei numite Mort-Homme în franțuzește. Momentul când Joffre îl alege pe Bertlot să vină în România, Bertlot deja avea la activ rezultate militare. Și așa cum rezultă din ordinul de misiune care i s-a trasat generalului Bertlot de către șeful statului major francez, acesta avea misiunea, avea textual, este menționat acolo, avea o funcție de consilier tehnic. De ce? Pentru că, și aici tot în ideea de a completa cele afirmate, firește, Bertlot nu poate purta responsabilitatea eșecului de la Turtucaia. Nu poate purta... Nici nu era în țară. Nu era în țară, nu. Deci, cumva, misiunea sa vine... El vine în 15 octombrie. Este o misiune complementară. Este o misiune tehnică, este o misiune complementară și, din nou, fac referire la instrucțiunile care s-au dat lui Bertlot, depindea de el însuși, de talentul său, de negociator. Este și o misiune diplomatică, chiar dacă pare doar strict tehnică, este mai mult decât o misiune tehnică, o adevărată misiune diplomatică, complementară conterului Saint-Olaire. El trebuia să negocieze și între comandamentul român și cel rus, între altele. Nu doar această negociere, fără doar și poate capitală, negocierea dintre responsabilii militari ruși și comandamentul român, dar era vorba de forțele, de oamenii politici români, pentru că decizia în final trebuia să fie consimțită cu privire la front, la desfășurarea, la deciziile mari care priveau frontul, trebuia să aibă un acord politic. Și atunci, în instrucțiunile sale sunt menționate, depinde de dumneavoastră, domnule Bertlot, dacă vă veți face ascultat de oamenii politici români. Frumos și câștigați-le inimile. Câștigați-le inimile, sigur că da. Acum, Bertlot a rămas în Rusia, s-a întâlnit cu țarul Nicolae al II-lea, s-a întâlnit cu șeful marelui stat major. Adică a rămas în Rusia, în drum spre România, că a venit prin Rusia. Deja mai fusese în Rusia în 1913, când Joffre face o vizită oficială în Rusia, unde are loc trecere, revista trupelor, o analiză a capabilităților militare ruse, unde lucrurile sunt pozitive în general, dar nu doar pozitive. Adică să nu uităm pentru telespectatori, că în timpul primului război mondial, legăturile dintre vest și est se făceau prin Rusia, prin porturile de sus. Sigur, Arhanghelsk și Murmansk. În perioada iernii se trecea oceanul, se înconjura tot. Echipamentul militar a trecut din Anglia, Franța, Arhanghelsk, apoi pe linia, pe calea ferată, până la Ungheni. Și în primii ani nu prea a ajuns. Iar începând cu 1917 prin Oceanul Pacific, la Vladivostok, da. Practic, întreaga Rusie. Fără doar și poate. Rusia deja era în război. Trans-Siberianul, exact. Bertlot rămâne, vine contrariat în România, pentru că întâlnirea cu țarul Rusiei deopotrivă, dar și cu șeful marelui stat major rus, îl contrariază. Alexeev, exact. Generalul rus Alexeev.
Țarul îi dă asigurări că va participa, va ajuta efortul României. Pe de altă parte, marele stat major rus îi transmite lui Bertlo că românii sunt într-o aventură, trebuie să se retragă din Transilvania, din Dobrogea, din Muntenia și să revină pe Siret. Statul major rus mereu a comentat spunând că este un front mult prea lung și ei nu pot apăra decât pe linia Carpaților și pe linia Siretului. Și la 15 octombrie Bertlo vine în România, la Iași, evident, după care coboară în București, suntem încă România, vechile principate, București nu este ocupat, ajunge la București, îi se face o primire fastoasă și își intră în rol foarte rapid, asta trebuie spus. Acest rol de asistență tehnică îl ia foarte în serios, va sta în fiecare dimineață în proximitatea consilierului Ferdinand și foarte important trebuie spus că vine cu un grup de înalți ofițeri de artilerie, de... Da, eu aș face o completare didactică, asta e maniera în care moderez, mai ales că este pentru un public foarte larg. Această misiune franceză are două componente, una umană și una materială, ca să spun așa. Cea umană a fost aproximativ 1500 de oameni. 1500 de oameni. Dintre care aproximativ 300 ofițeri, infanterie, artilerie și celelalte. Aproape 40 de piloți, aproape 100 de medici și farmaciști, iar diferența până la 1500, deci vreo 1100 și ceva, erau subofițeri și trupă, pur și simplu. Iar acești ofițeri au fost repartizați chiar până la nivel de regiment. La nivel de divizie, unii au ajuns la nivel de regiment. Apropo, am aici două cărți. Un jurnal și corespondență al lui generalului Bertlo, apărut la Iași în 1997, într-o nouă ediție apărut recent la București, atunci apărut la Junia, și un jurnal a unui capitan francez, Marcel Fontaine, care a fost chiar aici, în zona Scânteia Grajdului, repartizat la un regiment, un jurnal extrem de interesant, care arată ce a făcut misiunea militară franceză, revenind deci aproximativ 1500 de oameni, cu 300 de ofițeri, cu funcții înalte, în funcții cu Bertlo, și apoi sprijinul militar, apropo de partea materială, a venit după aceea materialul de război, armament și muniții, care au venit pe căile ferate rusești. Prin Bertlo, România spera că Franța va deschide larg porțile Ministerului Armamentului francez. A fost vorba de un împrumut foarte mare. Ministrul Armamentului al Franței în 1917, în aprilie, va veni la Iași și va avea discuții cu oficialii români. România a sperat deopotrivă prin misiunea Bertlo la asistență tehnică, dar a sperat că, într-adevăr, proviziile militare... Noi nu aveam muniție de război. Foarte important, noi nu am avut mitraliere pentru a apăra trecăturile Carpaților. Să nu uităm, Serbia a rezistat trupelor imperiale, austro-ungare, a rezistat și Germania deopotrivă, a rezistat în trecăturile mai mult de un an de zile. România, în 2-3 săptămâni, a pierdut trecăturile Carpaților. Diferența de dotare era uriașă. Noi speram că Franța va ajuta cu armament greu, de fapt, România. Și asta era marea noastră. Nu aveam artilerie și, cum se va vedea după bombardarea Bucureștilor, nu am avut efectiv o flotilă aeronautică. Noi nu ne-am putut apăra la nivel aerian. Și una din cauzele pierderii Dobrogei și a Turtucai este faptul că nemții au lansat acolo câteva zeppeline, s-au uitat la toate mișcările de trupe românești și au putut să atace ușor și să-l spargă. Revenim, Bertlo la București. Bertlo la București este foarte important pentru că Bertlo și intră foarte rapid în rol, stă în proximitatea regiului zi de zi, asistă, de fapt, și în prima fază a misiunii Bertlo are mai mult decât un rol de asistență tehnică, transmite ordine, reface planul de operațiuni militare, se pune de acord, se pare, pentru o singură dată cu generalul Averescu, cel care comanda armata. Pentru o singură dată, pentru că general avea o părere contradictorie, foarte contradictorie, și susține, de fapt, schimbarea radicală a întregului plan de război a României, adică retragerea din Transilvania, două treimi din corpurile de armată trebuie să fie retrase pe frontul din Dobrogea pentru a rezista acolo și spune Bertlo pentru a avea o ofensivă să ajungem la Salonic, să scoatem din război Bulgaria. Deci Bertlo vine, are un rol mai mult decât de asistență tehnică și schimbă, practic, propune aceste schimbare a planului de război a României. Fără a intra în chestiuni pur militare, dar inițial s-a sperat că Sarai de la Salonic, sigur, va ataca Bulgaria. A fost invers, Bulgaria a atacat. Bulgaria a atacat și deci, i-au blocat. Noi am intrat într-un clinch. Da. De data aceasta Bertlo aici a fost și contestat de anumiți generali care au fost și schimbați în decembrie 1916. Bertlo a fost contestat tocmai pentru că a propus rezistențe și pe Neajlov și pe Argeș în zona. Bertlo are mai mult decât roluri de asistență. A fost o schimbare a planului de război în plin război. Ceea ce nu prea se întâmplă. Dar să nu intrăm în chestiuni care nu-i pricep. Iar după decembrie 1916, Bertlo de fapt reorganizează alături de Ferdinand și Brătianu întreaga armata română. Propune un alt șef de stat major, îl propune pe generalul Prezan. Eu aș lua iarăși didactic. Să luăm cele trei campanii. Campania din 1916, atât cât a prins Bertlo, campania din 1917, care a fost pregătită de dată de misiunea militară franceză, și apoi campania din 1918, pentru că au fost două misiuni Bertlo în România. O misiune 1916-1918 și o misiune 1918-1919. Vă rog, 1916.
S-au spus deja câteva lucruri aici. Campania din 16... Adică după ce a venit Bertloș, ce s-a întâmplat? Implicarea lor deja în retragerea spre Iași, până la urmă, pentru că pierderea bătăliei Bucureștiului a dus la retragerea la Iași. Aș spune că sfârșitul campaniei din 16 a însemnat o evaluare a situației care s-a creat. A dus la o evaluare mai serioasă, mai severă a situației frontului ruso-român. Ne place, nu ne place, era un front ruso-român. Pentru că... Ruso-român, dar rușii nu prea s-au implicat decât când au ajuns la Siria. Iar Bertlo a propus unificarea celor două armate. Unificarea celor două armate. Și Ferdinand devine șeful armatei ruso-române. Trebuie să spunem că era un front de 400 de kilometri. Rusia lupta de 2 ani de zile, erau deschise multiple fronturi. Frontul românesc era ultimul și capacitățile militare ale Rusiei, pe lângă animozitatea mai veche ruso-română, capacitatea aceasta militară a Rusiei mai veche era nelimitată. De la războiul de independență. De la războiul de independență, nu intrăm în aceste detalii. Capacitatea militară rusă nu era nelimitată. Și de aici anumite chestiuni care țineau de interesul strategic românesc, interesul strategic rusesc, care s-a adăugat la oboseala trupelor ruse, la dorința de a nu mai participa la acest război cumplit. Și de aici divergențe de opinie cu statul major general român, cu Brătianu, oamenii politici antantiști și rolul lui Bertolo de aici, dificultatea și situația în care s-a aflat Bertolo în 16 a fost aceea, practic, ce se poate face pentru a nu... Pentru ca România să nu clacheze. Ca să nu dispară, practic, un front, în fața armatei aliate a trebuit să intervină și în aceste relații ruso-români, pentru că Rusia a propus la un moment dat retragerea armatei României dincolo din Istru. Fără doar și poate. Și să ne înțelegem, Bertolo, în primul și în primul rând, era un general francez care avea în vedere apărarea intereselor globale ale Franței. Dar, atenție, și aici rolul lui Bertolo, aceste interese globale ale Franței, din perspectiva lui Bertolo, înțelegeau racordarea României la o viziune mai largă a Franței asupra păcii în Europa și în lume, dar și o anumită arhitectură, în primul rând, cu privire la desfășurarea efectivă a războiului. Și Bertolo a devenit un negociator foarte prețios pentru România în fața rușilor și am spus, să o spunem foarte clar, doar Franța la Petrograd avea în 17 mijloacele diplomatice de a influența decizii, inclusiv în statul major rus, inclusiv din perspectiva oamenilor politici ruși, așa cum erau ei, și încercau, prin apropierea socialiștilor francezi, socialiștii francezi pentru Franța erau o punte de legătură, inclusiv față de bolșevici. Așa, anecdotic pentru telespectatori, dacă rețin eu bine, și mă corectați dacă greșesc, când ambasadorul, după Revoluția Bolșevică, ambasadorul, nu era ambasador, dar reprezentantul nostru, șeful misiunii de la... Ministrul. De la... Diamandi. De la Petrograd. Diamandii a fost arestat, că a fost arestat și dus la închisoare. Sigur. Ambasadorul Franței a venit și l-a eliberat, la intervenția fermă a ambasadorului Franței. Sigur a venit și da. A luat cu caleașca de la închisoare. Sigur. Cu aprobarea bolșevicilor, evident. Misiunea lui Bertolo, misiunea din decembrie... Intrăm în 1917. Da. El reușește să impună la nivelul României o nouă așezare a armatei române. Se fac din 4 corpuri de armată, se fac doar 2 armate, cu 15 divizii, am renunțat, nu mai aveam 23. Am reușit să unificăm, de fapt, conducerea întregii armate, a întregului front, o conducere unică, înseamnă Ferdinand, este șeful armatelor româno-ruse. Bertolo are rolul de data aceasta din decembrie de inspector general al armatei române, deci are un rol oficial, nu mai este doar consilier, devine inspector general al armatei române. Și foarte important, începând cu această perioadă de iarnă, rolul lui Bertolo se mută și către, mai ales după luna februarie, după Revoluția de la Petrograd, misiunea lui Bertolo capătă și un rol diplomatic, pentru că Bertolo și istoriografia franceză așa îl vede pe Bertolo, misiune în cadrul României, dar și mai ales în Rusia meridională, în Ucraina, în Rusia, nu întâmplător Bertolo și oficialii francezi, conferința interaliată din aprilie are loc la Petrograd.
Aici, de data aceasta, noul șef de stat major rus îi spune lui Bertolos, sunteți mai români decât românii. Pentru că Bertolos se opune. Era mai mult un reproș. Era un reproș pentru că Rusia a propus României să-și refacă trupele dincolo de Nistru. Iar Bertolos a opus cu toată îndrăjirea. Această idee n-a fost străină de Prezan și chiar de Ferdinand, care se gândeau că ar fi o soluție bună ca trupele să refacă, moralul trupelor. Iar Bertolos este cel care insistă foarte mult ca România să-și refacă trupele, având șansa 1000 de ofițeri, 1000 de ofițeri și de soldați francezi care puteau ajuta din punct de vedere logistic și de pregătire militare. S-au făcut școli la nivel de fiecare divizie. Ofițerii francezi, la nivel de artilerie, la nivel de geniu. Misiunea militară a conținut, imaginați-vă, și un ofițer care ne-a ajutat din perspectiva climei. Trebuia să pregătim operațiunile militare din perspectiva climei. Din acest jurnal a capitanului rezultă foarte clar că erau implicați direct în procesul de instruire. Și tocmai pentru a completa ceea ce spune colegul meu, această armată română care părea total pierdută la sfârșitul lui 16, capătă nu doar în concepția lui Bertolo, ci și în concepția a oamenilor politici români, o importanță regională, cu deschidere către problema ucraineană, cu deschidere către alte aspecte care țineau de bulversarea frontului oriental, dintr-un motiv foarte simplu și obiectiv, și anume, armata română era în picioare după bătăliile de la Mărășești, de Oituz. Era o armată în picioare cu care Bertolo, în asentimentul oamenilor politici francezi, încerca să mențină o prezență în această zonă, o prezență franceză importantă, care nu trebuie neglijată. De ce? Franța, prin misiunea Bertolo, are un capital de imagine și o contribuție reală în obiectivele românești pe termen lung. Și această misiune, practic, înrădăcinează cu adevărat influența franceză în România, atât de importantă și documentată și pentru perioada dintre cele două războaie mondiale. Prezența lui Bertolo în Rusia meridională e un fapt care merită spus. 10.000 de soldați români transilvaneni sau de vechiul imperiu, care erau prizonieri în Rusia, Bertolo reușește să capaciteze oficialitățile în jurul Kievului, foarte important. Bertolo reușește să capaciteze oficialitățile țariste pentru că acești prizonieri de război să fie înrolați și primele detașamente ajung la Iași începând cu luna aprilie. Depun jurământul pentru armata iunie. Adică Bertolo are o misiune foarte importantă, mai mult decât militară. Una inclusiv diplomatică. Mai târziu, în toamna lui 17, va încerca cu rada ucraineană să facă o armată ucraineană. Adică Bertolo a încercat cu orice preț ca în Europa de Est să existe un front românesc. A încercat... Deja în decembrie 1917 nu se mai putea și rapoartele lui militare către Marele Stat Major arată că România avea o situație, cum spune un cel mai important biograf al lui Bertolo, profesorul Grandom, eram într-un ocean de inamiciții. Și atunci Bertolo este cel care înțelege că România nu se putea... Este vorba de ieșirea Rusiei din război. Sigur că da. Și atunci eram înconjurați, practic, de trupele puterilor centrale și de o Rusie care cedase. Trebuie spus că Bertolo, în februarie 1917, după ce a pus la punct organizarea și reașezarea pe noi baze armatei române, și-a considerat misiunea terminată. Și-a cerut Franței să fie rechemat. I s-a aprobat acest lucru și s-a vehiculat numele unui nou general, dar la insistența foarte, foarte agresivă, se poate spune, a lui Ferdinand și a lui Brătianu, la Clemenceau, Bertolo a fost lăsat la post. Practic, România s-a agățat de Bertolo, de speranța Bertolo. Memoriile oamenilor politici îl arată ca un personaj bonom, care efectiv... Am îmbrățișat cauza românească, inclusiv pe perspectiva conferinței de pace. Cred că am conturat misiunea, rolul lui Bertolo și rolul lui ca diplomat, ca militar. Să intrăm oarecum într-o chestiune mai plăcută telespectatorilor care iubesc istoria în general. Bertolo, cum era perceput și el, relațiile lui cu Ferdinand, cu Regina Maria, cu Brăteanu și cu generalele români, cu Averescu. Deci să vedem omul Bertolo. Până acum am văzut mai mult generalul și diplomatul. Aș spune doar câteva cuvinte aici. O relație foarte bună cu Regina Maria. Cum să spunem, Regina Maria nu a avut un rol politic atât timp cât era... O singură paranteză pentru cei care nu sunt din Iași. Regina Maria locuia pe Copoul, la baza Copoului, în Palatul Corpului 4 Armată, astăzi Palatul Copiilor. Bertolo locuia 200 de metri mai sus, în casa rectorului Universității Bogdan și
casa este și acum este placa acolo. Iar la liceul militar era marele stat major francez al lui, deci, al lui Berthelot. Erau la câteva sute de metri. Așa, revenim de la Sfântul Maria. Sigur, tot în ideea completării acestor aspecte, o relație călduroasă între Berthelot și Regina Maria. Regina Maria nu a avut un rol politic atât timp cât a fost în viață regele Carol I, imediat. Nici Ferdinand nu au avut, dar venirea misiunii franceze a întărit din punct de vedere moral rolul pe care Regina Maria l-a avut, inclusiv diplomatic, de facilitarea unor relații, inclusiv către Rusia. Nu, Regina Maria, prin familia sa, Ferdinand Brătianu. Brătianu, la fel. În primul rând, cei care erau în siajul familiei regale au apreciat faptul că Berthelot s-a impus ca principal sfetnic militar al lui Ferdinand. Asta trebuie foarte important. Și Ferdinand, atât la baza lui de comandă, pentru că a venit la Iași, familia regală se retrage la Iași, dar Ferdinand a stat primele luni pe front însoțit de Berthelot, dar evident până și-a găsit casa astăzi, Palatul Unirii de pe Lăpușneanu. Oarecum trezește Berthelot invidia generalilor români, pentru că, trebuie spus acest lucru, Ferdinand și spun în alți ofițeri români, se lasă oarecum condus din perspectiva strategiei militare, influențat de către Berthelot. A fost o relație de apropiere, pentru că, mai ales după incidentul cu defecțiunea, cu trădarea colonelului Sturza, care trebuie spus, este fiul unui fost premier al României, de astfel. Familia regală și memoriile contemporanilor lasă să se întreba de acest lucru, familia regală s-a speriat. Și după evenimentele care urmează în Rusia, s-au temut efectiv de o posibilă... Pentru soarta dinastiei în România. Și atunci Berthelot era o siguranță, un certificat de garanție că Franța, în acele clipe, dinastia însemna țara, țara însemna dinastia. Și Berthelot a înțeles și el acest lucru și și-a jucat acest rol foarte, foarte, foarte bine. O relație foarte, foarte apropiată. O relație pe care Brătianu a fructificat-o la maxim. Nu întâmplător lui Berthelot s-a stabilit acest domiciliu. Păi pentru că Brătianu era la 100 de metri de casa de primul. Sigur. Și atunci, relații foarte, foarte apropiate cu Berthelot, pentru că prin Berthelot, România, începând cu anul 1917, este efectiv asistată din perspectiva armamentului greu. Și din perspectiva aviației, sunt câteva 30 și ceva de avioane ajung în România, ele sunt reasamblate atât la Nicolin, dar și sus în zona Tătărașului. Militarii români au avut păreri diferite. Cel mai multe sunt laude, elogioase la adresa lui Berthelot, dar există și militari români, mai ales cei care au fost dați afară, comandanții marilor corpuri de armată din campania 1916, care îl acuză pe Berthelot efectiv că și minimizează ca influența deciziilor în bătălia Bucureștiului. Bătălia Bucureștiilor. Există o tensiune cu Averescu, cea mai importantă, care a mers în care toate... Care era extrem de orgolios. Foarte orgolios. Avea calități, era și... Dar trebuie spus totuși că Berthelot se află în spatele deciziei ca după... Am avut patru armate în 16, iar din decembrie 16 România are doar două armate. La comanda acestor armate este Averescu, iar la cealaltă armată, la armata întâi, este șeful de stat major al lui Averescu, general Cristescu. Deci prezant șeful marelui stat major, iar ceilalți doi generali, că cumva în... contradicție cu Berthelot, sunt puși în fruntea celor două armate. Adică Berthelot a avut această diplomație de a nu ostiliza pe toți generalii români. De a reușit cu tact, cum mi s-a transmis, să facă din generalii români apropiați. A înțeles riscurile acestei misiuni ale sale și trebuie spus foarte important, în opinia soldatului român, Berthelot a rămas un bon om. Generalul Burtălău, datorită fizionomiei sale, unde era văzut automobilul generalului, se aduna foarte multă lume. Veneau soldați, imaginele de epocă prezintă, de fapt, entuziasmul cu care era înconjurat. Circula și o anecdotă la Iași, că atunci nu era presă, nu apărea zilnic presă străină. Starea frontului era în funcție de cum zâmbea sau nu zâmbea Berthelot. Fiindcă Berthelot urca cu automobilul Copo, atunci se mergea cu 15 km pe oră, 20 maxim. Oamenii puteau vedea. Și dacă Berthelot zâmbea, saluta lumea, înseamnă, doamne, merge bine frontul, merge bine. Da. Dacă cumva era, cine știe, era se gândea la ceva, era mai posac așa și cred că sunt vești proaste de pe front. Deci, Berthelot și starea de spirit. Era o situație firească, cumva, care venea din statutul lui Berthelot, în raport cu colegii de breastă, să-i spunem, cu militarii. I se spunea Berthelot că era un pic mai plinuț. Era un pic mai plinuț, dar între... Joffre reține faptul că Berthelot ne-a învățat nu doar tehnică militară, ne-a învățat și tehnici ale bucătăriei. Ale bucătăriei.
Este și o parte romantică, să știți, a misiunii franceze, ofițerii francezi sunt prezenți în societate. Serate, socializează. Este un, o adevărat, un adevărat imperiu al influenței culturale, bun, culinare franceze, odată că România era o țară francofonă și prin toate celelalte. Da, sigur că da, și dublează, multe, amplifică. Majoritatea ofițerilor vorbeau franceză. Da, majoritatea ofițerilor fac, de fapt, studiile militare în Franța. Asta este foarte important. Sigur, și în Franța cunoșteau și în Germania, fără doar și poate. Să știți că, din perspectiva adversarilor, misiunea Berthelot a fost considerată, dacă reflectăm, nu, la cerința, aici dacă discutăm de pacea de la Buftea, nu, cerința adversarilor României la acel expresă. Moment a fost expresă de a expulza misiunea militară franceză, ceea ce, nu, certifică încă o dată importanța din punct de vedere tehnic, din punct de vedere al transmiterii de cunoștințe, la nivel de strategie, chiar și o serie întreagă de elemente care țineau de situația geopolitică, geostrategică generală. Nu? Și pe 9 martie pleacă misiunea militară. 9 martie 1918. Regina Maria are, sigur, în memorie cuvinte extraordinare despre plecare. Fără doar și poate. A mers familia regală, l-a condus la gara Nicolae. La gara i-au condus. Aș face o paranteză acum. Nu de mult la Centrul Cultural Francez a fost organizată o expoziție. TV Reaș a realizat acolo un reportaj. Vedem acest reportaj și continuăm după aceea discuția. În timpul primului război mondial, misiunea militară franceză, formată din 1500 de persoane, a avut un rol esențial în reorganizarea armatei române și în victoriile obținute pe front în vara anului 1917. Sosită în București în octombrie 1916, misiunea, asemenea întregului corp diplomatic, s-a retras în Moldova după ocuparea capitalei de către armatele puterilor centrale. Dintre sutele de membri ai delegației franceze care au trecut prin Iași, două nume sunt cunoscute și astăzi, atât prin faptele lor, cât și din scrierile reginei Maria. De cea mai mare popularitate s-a bucurat generalul Henri Mathias Berthelot, șeful misiunii militare și consilierul militar al regelui Ferdinand. Generalul Berthelot a fost selectat de către comandantul suprem al armatei franceze, mareșalul Joffre. El era un apropiat al generalului Foch și a fost trimis cu această misiune în România de a reconfigura armata românească. Armata românească care între sfârșitul lunii august și luna octombrie, deci în decurs de 3 luni, a fost practic spulberată din cauza lipsei de experiență militară și din cauza marilor lipsuri în aprovizionare, în armament și în logistică. Rolul pe care l-a jucat generalul a fost extraordinar de important. În primul rând, din punct de vedere tactic și logistic, au reușit să refacă armata românească, să o antreneze după regulile moderne ale războiului și să o activeze astfel încât să fie capabilă în vara anului 1917 să stabilizeze frontul la Mărești, Mărășești și Oituzi. Practic, generalul Berthelot a fost un element decisiv alături de vitejia, sigur, țăranilor români din armată în salvarea țării. În martie 1917, Henri Mathias Berthelot s-a instalat în Iași, pe Copou, în casa profesorului universitar George Bogdan. Statul major al misiunii pe care o conducea a funcționat la Liceul Militar, iar legația Franței în casa Albert Ghica, unde era conservatorul. Privit de ieșeni ca un fel de protector al locurilor și un binefăcător al neamului, Berthelot a fost un privilegiat. Peste tot unde ajungea,
era primit cu mari onoruri. Se spune chiar că ar fi avut la dispoziție o pivniță cu vinuri alese. Berthelot era foarte iubit în România și în orașul Iași, unde reședința sa este aproape de Arhivele Naționale și de Universitate, fosta sa reședință, și pe front, unde cei care lucrau acolo îl alintau cu formula de burtălău. Dacă vă uitați la imaginea pe care o reprezenta generalul, era un om solid și bine împlinit, așa, un om care impunea respect, dar un foarte bun militar. În semn de apreciere pentru modul în care s-a implicat în reorganizarea armatei și instruirea soldaților români, regele Ferdinand l-a decorat pe generalul francez cu Ordinul Mihai Viteazul și cu Steaua României în grad de Mare Cruce. Prin Berthelot, regele dorea să răsplătească eforturile tuturor ofițerilor francezi care au contribuit la renașterea României. Mai mult, generalul a fost ales membru de onoare al Academiei Române. În iunie 1917, Berthelot făcea următoarea însemnare în jurnalul său. Am fost înștiințat că Senatul și Camera Deputaților m-au proclamat cetățean de onoare al României, cu aclamații și cu o unanimitate care mă flatează în mod deosebit. Ședința s-a ținut în Sala Mare a Naționalului Ieșan. Și totuși, când guvernul francez i-a cerut printr-o telegramă să mai rămână la Iași, Berthelot recunoștea că era nerăbdător să se întoarcă acasă, unde ar fi putut obține chiar comanda unei armate. Generalul Berthelot este foarte legat de Iași, sau Iașul este foarte legat de amintirea generalului Berthelot, și se cuvine să spunem că el este un erou pentru România, dar așa cum spune Michel Roussin, unul dintre biografii lui francez, aproape un necunoscut în Franța. La 100 de ani de când misiunea militară franceză a plecat de la Iași, trebuie să ne gândim cu recunoștință la rolul formidabil jucat de acest mare militar. Generalul Berthelot a venit în octombrie la Iași și a stat până în martie 1918. Plecarea lui Berthelot a fost o consecință a tratatului de pace impus României de puterile centrale în martie 1918. Regina Maria a organizat în cinsta francezilor, înainte ca aceștia să părăsească Iașul, o serată la care a cântat George Enescu. Despre soldatul român, Berthelot avea numai cuvinte de laudă. Este foarte puternic și rezistent, nu se plânge niciodată. Românului nu îi e frică de gloanță. Atacă plin de vitejie, în ciuda salvei de focuri a inamicului. Așa scria generalul francez într-un raport adresat superiorilor săi. Considerat și de Regina Maria drept un mare prieten al României, Henri Matias Berthelot a revenit la Iași în 1922, când în numele Republicii Franceze a conferit orașului Ordinul Crucea Războiului. În spatele Teatrului Național Vasile Alexandri, generalul a plantat în 1927 un stejar ce amintește de trecerea sa pe aici și de prietenia româno-franceză. 5 ani mai târziu, în același loc, a fost amplasat un bust de bronz al lui Henri Matias Berthelot. Pierre-Édouard Jean Clunet este un alt francez cunoscut în Iași pentru devotamentul cu care i-a tratat pe bolnavii de tifos în timpul Marelui Război. Clunet a făcut parte din misiunea medicală trimisă de Franța în sprijinul României și a pierdut viața la doar 39 de ani, salvând vieți. Misiunea medicală franceză a fost un complement, dacă vreți, al misiunii militare și a fost o parte importantă din strategia Franței de a ajuta România să supraviețuiască.
În afară de răniții de pe front, care nu erau puțini, pentru că Iașul rămăsese un loc de refugiu atât al guvernului, dar și o parte din spatele frontului unde veneau aceste transporturi de răniți, în acel timp Iașul se confrunta și cu o mulțime de probleme medicale. Din cauza faptului că erau foarte mulți refugiați veniți în acest oraș, tifosul era o prezență constantă în viața orașului și o mulțime de alte boli și molime, ca să spun așa, au făcut ravagii dincolo de ceea ce frontul ca atare trimitea la Iași. Medic civil, recunoscut pentru studiile despre cancer, Clunea a venit în România în toamna anului 1916 și a coordonat întâi Spitalul de Boli Infecțioase din București, apoi pe cel amenajat la Vila Agreerul din Iași. Regina Maria a vizitat deseori Spitalul din Bucium și avea un imens respect pentru medicul Clune. Moartea lui a întristat-o pe regină, cu atât mai mult cu cât soția medicului, infirmiera a Societății de Ajutorare a Răniților Militari, prezentă și ea la Iași, a rămas singură într-o țară străină cu 4 luni înainte să devină mamă. Regina Maria i-a dedicat lui Clune pasaje bune din jurnalul său de război. Într-un chipar a vieții și energiei, Clune a fost victima propriului devotament, a scris majestatea sa. O cruce de piatră amplasată în exteriorul spitalului de la Vila Greerul amintește de sacrificiul unor francezi morți la datorie. Monumentul poate fi cu greu observat de cineva care nu cunoaște zona și arată astăzi ca și cum nu ar avea stăpân. Medicul Jean Clune este înhumat la cimitirul Eternitatea din Iași, în cavoul militar francez amenajat în 1921. În 1917, serviciul sanitar al misiunii franceze număra 104 medici, ajutați de asistente medicale și de călugărițe. Unii dintre străinii veniți să ne dea o mână de ajutor în Marele Război au găsit mult prea devreme fereastra către eternitate, murind departe de casă, în spitale sau pe frontul din Moldova. Urmare, iată, avem elemente noi. O imagine face mai mult decât, nu știu, o mie de cuvinte. Aceste imagini completează ceea ce am discutat noi până în prezent. Să ajungem la a doua misiune, momentul 1918, pentru că, practic, Bertolos se întoarce. Bertolos se întoarce în România. Ajunge în octombrie 1918, pe fondul retragerii din război a Bulgariei. În 29 septembrie Bulgaria iese din război. Frontul de la sud, frontul de la Salonic, este pus în fruntea unei armate a Dunării și Bertolou urcă către Dunăre pentru a ajuta România. De asta, chiar în calitate de comandant al efectiv. Comandant al armatei Dunării are un mesaj foarte frumos către români. Spun: români la arme, vin frații voștri în amintirea victimelor, spune, a eroilor căzuți. Și de data aceasta se vede ostilitatea față de Averescu, transmite doar momentul mărășești și oituz, neamintind Mărăștiu, asta arată oarecum un dialog la distanță cu Averescu. El ajunge, practic, la Dunăre, în luna octombrie organizează aceste armate. Eu aș face o paranteză de percepții. În general, Mărășeștiul la noi a rămas în istorie ca mai important decât Mărăștiu. Și ca urmare, de ce? Adică la Mărăști, deși a fost ofensiv, deși am eliberat vreo 30 de sate, deci un teritoriu semnificativ pentru condiții de război, Mărășești înseamnă rezistența. Faptul că n-am cedat țara. Da, asta, așa.
Asta deci 98 și toamna lui 98. Da. Remobilizarea armatei române. Remobilizarea armatei române. Asta este foarte important. Celelalte puteri ale centrale în cascadă până în noiembrie iesă din război, iar Berthelot se află în fruntea acestei armate, reușește să intre în București pe 30 noiembrie. El intră, practic, trece Dunărea în fruntea unei armate. Din partea României, istoriografia privește diferit momentul, dacă am intrat sau nu în război efectiv în 10 noiembrie. Cert este că pe 1 decembrie, alături de familia are regală, parada militară în care regele Ferdinand, Regina Maria, însoțit de Berthelot, asta este imaginea celor trei. Poza clasică. Cei trei care intră în București, în fruntea alaiului care, practic, reia București. Este foarte important rolul lui Berthelot. Misiune care se termine în 19. Pentru că Berthelot este lăsat aici, în această zonă, pentru a coordona și efortul României de a elibera Transilvania. Efortul României de a intra, pentru că armatele germane sunt încă în Transilvania. Mackensen a rămas în decembrie aproape de Brașov. Deci armata română trece din nou Carpați. Și ajunge până la linia Mureșului, unde aliații hotărăsc să rămână o vreme. Completând ceea ce frumos a spus aici, eu aș relefa și caracterul diplomatic al misiunii lui Berthelot, celei de-a doua misiuni Berthelot. De ce? Pentru că era momentul în care se pregătea pacea. Știm că din prima zi a războiului s-a vorbit despre pace. Uneori câștigi războiul și pierzi pacea. Pierzi războiul și câștigi pacea. Și aici factorii de decizie de la Quai d'Orsay și Ministerul de Externe francez și alți oameni politici francezi, dar aici îl menționăm în primul rând pe Clemenceau, nu aveau o politică foarte bine delimitată, foarte bine evidențiată. Erau și mai puțin informați. Cu privire la Est. Așa spus că unde e Bucovina asta cu care Brătean rămătut? Sigur că da, presează. Și a avut loc o dezbatere foarte dură, ar spune, în care Berthelot a fost realmente avocatul României în raport cu ceea ce Clemenceau pregătea pentru estul Europei, din punct de vedere al negocierilor, al delimitărilor teritoriale. Se vorbea chiar de o încurajare a României către est și o dezangajare în privința Transilvaniei și de aici o discuție foarte clară, o revenire a lui, nu, a lui Berthelot către tratatul din 16. Întrerup o secundă, este în favoarea dumneavoastră, că ați editat un volum de documente în care tocmai demonstrați aceste lucruri. Sigur, din arhivele franceze. Sigur, sunt o serie întreagă de aspecte controversate spre finele războiului, unde Berthelot și, am spune, cele două misiuni sunt la fel de importante. Saint-Aurier și Berthelot susțineau ideea ministrul francez la București. Ministrul francez la București, care și el a lăsat memorii, care și el a lăsat memorii, susțineau ideea întăririi României în strategia globală franceză. O Franță orientală alături de aliații care s-au jertfit, nu? Pe fronturile acestea, nu doar pentru a apăra interesele lor naționale, dar și pentru a apăra poziția. Da, nu s-a spus nimic. Membrii misiunii militare și-au pierdut viața aici, inclusiv medicul. Sigur că da. Surori medicale. De cealaltă parte, Clemenceau insista către o altă organizare a păcii. Ne apropiem de sfârșitul emisiunii. Ar trebui câteva lucruri despre onorurile care i s-au acordat lui Berthelot și despre posteritatea lui Berthelot în general. Berthelot a fost făcut chiar în 17, cetățean de onoare al României. Ferdinand a semnat acest decret. Apoi Berthelot este declarat membru de onoare al Academiei Române. Îi se dă în județul Nedoara, lângă Hațeg, într-o comună care astăzi îi poartă numele, un conac și este împroprietărit efectiv în România. Pe care l-a lăsat Academiei. L-a lăsat prin testament atunci când moare, în 31, Academiei Române. Foarte important de spus. În 1922, delegația Franței, alături de Mareșalul Foch și de Berthelot, participă la serbările încoronării. Pentru România, Berthelot a fost un element extraordinar de important. Mereu la, de la Alba Iulia. De la Alba Iulia, din 22, în octombrie. Apoi Berthelot a venit ultima oară în 30, la București, înainte de a muri. Românii totdeauna l-au receptat pe Berthelot ca prietenul sincer al României în primul război mondial. Această traumă a pierderii din 16, rolul în care Berthelot a reușit, la nivel moral,
cumva să refacă România. Posteritatea sa este una importantă mai curând în România decât în istoriografia franceză. Bertolot a fost la sfârșitul carierei sale a comandat garnizoana de la Strasburg. Și este și, nu, celebra universitate la Strasburg și lui Bertolot se datorează crearea unui pol românesc, de studii românești la Strasburg, din perioada interbelică, să amintim, și nu diplomația aceasta universitară, alături de nu diplomația clasică. Și, aș spune, Bertolot, după crearea României Mari, Bertolot a continuat și a insistat în nenumărate rânduri la București pentru întărirea armatei române, pentru dotarea sa în pregătirea apărării a ceea ce s-a obținut în 1918. Achiul din 1918 nu putea fi, nu putea dăinui fără continuitate. Continuitatea relațiilor româno-franceze asupra cărora... Ar trebui spus că mulți membri ai misiunii militare franceze sau medicale au rămas în România. După 1919, Marcel Fontaine este unul din exemple, a fost expulzat de comuniști în 1948. Deci s-a întors ca profesor. Profesor la Turnu Severin, Craiova, la București. El pune bazele Institutului francez, predă limba franceză. Anumiți medici au rămas aici, căsătoriți. Misiunea militară franceză a avut un rol foarte important. Românii l-au perceput-o la adevărata ei valoare, pentru că s-au înțeles foarte bine aceste două națiuni surori. Ca să încheiem într-o notă de pozitiv plus, primăria Iași încearcă, am înțeles, să organizeze în locuința generalului Bertolot un muzeu, poate până la sfârșitul anului. Sfârșitul anului acest muzeu va fi deschis, este o clădire de universitate. Și se încearcă chiar casa Clunei astăzi, Vila Greierul. Vila Greierul, da. Acolo unde a existat acel spital de comuni și a pierdut viața doctorul Clunei, se încearcă. Stimați colegi, vă mulțumesc. Stimați telespectatori, vă mulțumesc și dumneavoastră. La revedere!